Zeci de șoferi de taxi din capitală au protestat luni seara în fața guvernului. Aceștia și-au oprit mașinile în fața clădirii executivului, blocând astfel bulevardul Ștefan cel Mare. Taximetriștii au conectat luminile de avertizare și au claxonat în semn de protest față de scumpirea metanului cu circa 60%. Astfel de manifestări a nemulțumirii au putut fi observate și în alte părți ale capitalei. Și transportatorii auto de pasageri au anunțat că sunt gata de proteste. Aceștia sunt nemulțumiți că autoritățile au ignorat solicitarea de recalculare a tarifelor pentru serviciile de autogară și a celor de transport rutier. În replică, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că responsabili de la guvern vor analiza solicitările, dar a precizat că majorări neargumentate de tarife nu vor fi efectuate.